Uitați-vă, oameni buni, așa ce nu să vă zic când e satul. Dintr-o dată s-a întunecat și așa că de apă ca cu găleata. Am văzut că venea apă, a venit apa mare. Când am auzit un vuie, un zgomot puternic, atunci au desfăcut ușa, s-a umplut holul de apă. A fost un dezastru mare, ferească Dumnezeu. Nu-mi dau seama exact cât a durat dezastru. Nu pot. Dezastrele naturale care au avut loc în lume în acest an nu au ocolit nici România. Inundații devastatoare au lovit puternic mai multe țări din Europa. În România, comuna Ocoliș a fost măturată de ape și izolată de restul lumii. Dezastrul din luna iulie s-a abătut asupra oamenilor în timpul ploilor torențiale ce au produs două viituri la 5 zile distanță una de cealaltă. Zeci de case au fost inundate, mai multe drumuri și rețele de utilități au fost distruse. Schimbările climatice care s-au produs cred că determină mișcări ale curenților de aer. Procesul de evaporare care are loc fiind temperatura ridicată a fost o cum să zic, descărcare de apă, de a norilor, cum aici nici nu s-a mai pomenit, la 200 și ceva de litri pe metru pătrat. Păi ne imaginăm un butoi de 200 de litri de apă aruncat într-un metru pătrat. Ăla automat să revarsă și s-a ajuns la ce s-a ajuns, la prăpăd. La 3 luni după dezastrul provocat de inundații ne-am întors în comuna Ocoliș. Afectați de potopul apelor care le-a distrus bunurile, oamenii din Ocoliș povestesc că nu au reușit să-și repare casele, nici drumurile, nici să-și învingă teama de ploi torențiale și retrăiesc povestind momentele șocante prin care au trecut atunci. Era o zi liniștită, în 15 iulie, când s-a declanșat dezastru. Totul părea normal până la un moment dat, când cerul a început să se întunece, a început ploaie. Ziua a fost bună până după masă, până la ora 3-4, cam așa. Am fost dus aici în jos la fân, la adunat de fân, la polog, noi așa zicem polog. Și tot ne presa că era norat aici, partea asta era foarte norat și tuna, fulgera. Și tot ne-am grăbit, am străduit de la, am adunat fânul și apoi să venim înspre casă. Am plecat de la bucătărie spre casă, am venit acasă. Și când mă uit spre poartă, poarta mică, în fața casei, pe uliță curgea apa. Deci valea ieșise, apa ieșise din matcă și aici se prelingea, curgea pe uliță. Și începuse să intre, pe poarta mică începuse să intre în curte. Primul gând a fost, îmi nămolește florile, că alea erau acolo în fața casei, dar zic, nu-i nimica, că e nămol și asta nu atâta rău face. În data de 15 iulie, în jurul orei 4 după masă, am primit cod de roșu pe mesajele Roa Alert. A venit o ploaie mare și vânt și gheață. Da, a fost și descărcări și... A plouat, o ploaie torențială cu gheață. Și stăteam pe canapea în bucătărie acolo și dintr-o dată am văzut că venea apă, a venit apa mare. La un moment dat am auzit un vuiet mare în spatele casei. Am ieșit prin ploaie până în spate, la pârâu care trece prin spatele casei. Am văzut că este foarte umflat, mai avea puțin și dădea în podul pe sub care trecea. Pe moment am sperat că nu se va întâmpla nimic.
ajuns și numai vinea așa pe apă, așa vineau, lemne, tot. Și nu a fost chiar până sus la munte, numai până pe la cei. Numai de la cei, când era de sus la munte, nu mai rămânea nici pe coliș, nici pe mineală. No. De aici și până pe stăvale, tot un apă a fost tot. Zgomotul, vă pot spune că a fost zgomot infernal. Miniți-vă că de când am primit domnișoară alert până la momentul când am ieșit afară și am încercat să acordăm primele, am anunțat oamenii, am anunțat pe telefon, când am văzut telefoanele, a fost de 20-25 de minute. După aceea drumurile au devenit impracticabile, practic nu s-a mai putut avea acces nici la primărie, nici la instituții, nici la și în casele oamenilor, deja apa era peste tot. Deci a fost un termen foarte, foarte scurt în care apa a înăvălit și practic n-am avut efectiv prea multe de făcut. Când să mă duc la bucătărie, pe lângă casă, deja era apa aproape un metru. Și zic, ce se întâmplă? Nu mai mă pot duce la bucătărie. Când mă uit, era vecina de acolo apare pe zid la poarta mică și zice, uitați-vă la corți că e apa la vârful gardului. Și pe vale mereu două mașini le ducea apă. Și dintr-o dată numai am văzut că s-a deschis poarta. Ne-a deschis-o. Și apa. Când s-a rupt aici, de-a intrat pe aici. Și din coș, unde e mărul ăla acolo, din coș de magazie aia, am avut cotețe de porci și un ocol de oi. Numai le-am văzut că dintr-o dată le-o lua și le-o dus. Cine le-a luat? Apa. Când am ieșit afară, deja vojoia apele. Și apă dintr-un capet în altul. O ieșit primarul aici, a venit să vadă că ce se întâmplă. Îl mai mână apa și pe el, cu mașină cu tot. Dar a venit o cleambă și s-o dăs acolo după stâlp. Și o dat apa încolo. Și cu atât au rămas mașinile acolo în garaj, că chiar și pe primar și pe mașinile mâna. Așa de mare a fost. Într-un termen așa de scurt, practic, efectiv, a căzut apă, nu a plouat, a căzut apă din cer. Nu a fost nimic să vezi strop. Efectiv, ai văzut gheață, ai văzut vânt și ai văzut apă căzând jos și venind pe cursul văilor, pe cursul păraielor. Toate căpăraiele din zonă s-au umflat, toate n-au mai căput în albia, absolut tot ce înseamnă lemne, ce înseamnă pietri, bolovani care au fost pe versanță, au venit, din păcate, au venit în cursul oamenilor, au venit în casele oamenilor. Locul care spune o poveste dureroasă, luăm aminte de la martorii evenimentului din ocoliș asupra felului în care s-au împăcat cu dezastrele venite din aer, cu deznădejdea și neputința de a trăi o viață lipsită de griji când vremea se schimbă subit. Mă numesc Albează Viorica și sunt din comuna Ocoliș, județul Alba, pensionară de un an de zile, fostă învățătoare aici la școală din localitate. Acest dezastru a venit când nouă ne era bine, pentru că eram pensionară de un an de zile, reușisem să ne reamenajăm camera în care locuiam, aveam minimum de confort care e necesar unei familii, eram liniștită și deodată toată munca părinților și ceea ce noi am reușit să mai facem pe lângă s-a dus pe apă. Când m-am întors de aici, de la pod, m-am uitat odată în spate, deja era apa mare, aproape sărea peste pod. Numai repede am fugit, mi-am luat tractorul, mai erau două mașini aici cu o familie din Turda și încă o familie cu doi oameni din Cluj. Mai le-am zis să vină și ei și am mers cu ei cu mașinile, s-au dus aici sus spre biserică și eu mi-am dus tractorul. Când m-am întors înapoi acasă, deja a trecut apa, au venit pe aici pe la vecini, au început să iaie ceva, nu știu ce au avut, așa, cotețe din astea de găini. Le-au luat, le-au pus în gard, în două minute deja au rupt gardul și au trecut apa la noi. Numele meu este Oneță Valeria, eu m-am născut aici, în Ocoliș, am lucrat în altă parte. Și în 97 am revenit aici, în Ocoliș, de atunci și locuiesc în casa care e aici. Parcă mai mult acum, așa când mă gândesc și sunt momente când așa parcă
Retrăiți. Exact. Exact. Când am ieșit din casă, deja și pe partea asta alaltă era apă. Casa era înconjurată de apă. Intra pe poartă, la casă de o parte și de alta venea apa. Ce se întâmplă asta? Urcă. Am văzut urcă, ajunge la prima treaptă, la a doua treaptă, zmătă. N-o fie așa de multă ca să intre în casă. Am urcat sus, am văzut că se umple holul de apă. Închisese ușa înainte, încă am încuiat-o așa de două ori, zic, poate n-o desface. La un moment dat m-am auzit un vuie, un zgomot puternic, atunci au desfăcut ușa, s-a umplut holul de apă, încălțamele mele care erau acolo în hol, nu m-au început să facă roată și le scotea pe ușa afară. Bolnav și cu o semipareză pe partea stângă a corpului apărută în urma unui accident vascular, Ion Popa locuiește singur în comuna Ocoliș de mai bine de 20 de ani. Prima viitură provocată de ruperea de nor l-a găsit singur acasă, neputincios în fața vâltorii de apă care îl blocase în bucătărie. O bufnitură mi-a deschis ușa la cameră și a intrat apa. Apa a fost până la geam. Unde să mai ieși acum? Am intrat cu spatele și am împins sus, n-am mai putut-o închide. Nu m-am ținut-o cu spatele să nu intre acolo. A intrat apă, am stat până aici în apă, la vreo 60 de centi. Apoi în cameră a început să plutească pe acolo toate. Văzând că ploaia este din ce în ce mai mare, când am văzut apa că vine prin spatele casei, atunci ne-am panicat. Am urcat în casa care a rămas în picioare și văzând că pe scări apa urcă tot mereu, ne-am urcat și în pod de frică. O spaimă de nedescris când am văzut atâta apă că vine, casa este înconjurată pe toate părțile de apă, groază, spaimă, nici nu pot să descriu în cuvinte chiar ce am simțit în acel moment. Ce să mai țipăm, că nu s-auzea nimic de țipat, chiar dacă am fi vrut să țipăm de vuietul apei, nu auzea nimeni nimic. Dar ce se auzea? Cum se auzea? Zgomot mare, zgomot, vuiet de apă, pentru că apa venea cu mare viteză. Oamenii din comună și încă mult timp de acum încolo vor fi afectați și mental și inclusiv fizic. Sunt oameni care deja au stat în apă, în mămol și deja au probleme cu încheieturile, oameni bătrâni care ăsta. Sunt oameni care de câte ori plouă săraci și se urcă în pod sau își ridică, își strâng hainele și le duc unde pot și n-au ce face. Inclusiv eu aveam o problemă în momentul când ploua, nu știam până să-mi scot mașinile și mi-am dus o mașină. Efectiv, trauma asta psihică nu conștientizăm așa de repede, dar ea se întâmplă prin acțiunile care le facem noi în momentul când plouă. Vă dați seama că în momentul când atunci am mai fost câteva ploi, nu foarte mari, dar au fost ploi de vară, dar efectiv reacțiile noastre erau foarte, foarte mari, adică nu la propriu situație, tocmai din cauza fricii care s-a intrat în noi. Da, unde este de odus și bucătărie și graș și tot. Și iepuri și câini și tot, și găinile, tot. Și casa numai a apucat un lemn după ea, că și casa cred că le-a luat. A apucat un lemn după casă, uite acolo unde e. Că și casa cred că a luat și numai doamna a fost acasă. Ai, numai când a murit și doamna. Vreo 2 metri deasupra apei, că în hol era plin de apă, în hol era 1 metru. Ca să urcăm sus la etaj, sunt 3 trepte, e o placă și pe urmă scările care duc sus. Și începe. Prima treaptă ajunge la placă, urcă la prima treaptă, la a doua treaptă, cum urcăm sus la etaj. Deci cam un metru a urcat în hol și pe urmă în casă, peste tot, în cămară, în cameră, jos. Baia a fost plină, baia a fost plină de apă, pentru că geamul din partea dincolo e geamul de la baie. Cred că nucul, cum a așezat nucul acolo, a spart geamul.
apa a intrat pe geam și ușa a blocat-o. Și atunci au tot urcat în baie, ultimul rând de faianță n-a fost acoperită de apă. Am chinuit să o barez aici la poartă, dar nu am avut nicio șansă. Soția era sus pe scări acolo, mi-am zis să coboare jos și am plecat înspre casa părințească aici mai sus. Să o luăm și pe maica mea, să ieșim, să plecăm de aici, că deja a început să vină apa și aici pe strada asta, pe surușul ăsta. Venea apă, vale multă. V-ați abandonat casa? Da. Am lăsat tot ce a fost în casă, au rămas acolo și am fugit, am plecat de acasă, n-am avut ce face. Mi-a fost groază să stăm acolo sus în casă, că n-am știut ce se poate întâmpla. Nici nu am gândit că vine chiar așa apă mare. Noi am coborât din pod și atunci am realizat adevăratul dezastru. De sus din pod am văzut doar cum venea apa în partea asta. În cealaltă parte n-am văzut, până când am coborât și atunci am văzut casa care era cu colțul în drum și dărâmată. Vai, pe strada principală a mers apa pe dricul satului în jos, ce n-ai mai văzut, pașii pe la primărie în jos. A mers apa și tot distrus și-o găsit în cale, totul distrus, tot, garduri, paișanii, tot. Totul distrus, așa ceva, nu știu, bătrânii de 90 de ani, nu știu. Aici așa și pe drumul ăsta, era apă așa, cred că până la brâu de nu mai mare, că nu puteai să treci de aici din grădină, să te duci înspre Consiliu acolo, nu aveai cum să treci, că te lua apa, te ducea, că vineau bolovani mari și lemne. A venit o salce mare aici în fața căsii, acolo mi-au blocat ușa și tot. Jos la vecină deja nu am știut care clădire, asta sau aia altă, că și ea avea antenă. Am văzut-o deja era cu acoperișul aici în drum, o adus-o apa. No, pe urmă am mers mai sus acolo la biserică și de acolo ne-am mai uitat așa până sat. Deja a crescut apa mare de tot, până tot satul. Începea să rupă pe la toți vecinii, pe aici, peste tot. Nu sunt singura care am fost afectată de viitura care a venit în cele două rânduri. Mai sunt și alte familii, cum iese și vecinul meu, Răfăilă Valer, mai jos familia Oneț Petru, care și ei au fost afectați și mai sunt și alții mai puțin afectați, că nu le-a intrat apa în case, dar le-a distrus terenurile, gardurile, mașinile, o grămadă de mașini au fost duse de viitură, animale și găinile mele au fost duse de apă. N-a mai rămas nimic? N-a mai rămas, ce să mai rămână, n-a rămas nimic. S-auzau cum lovesc bolovanii în perete, era ceva de groază. Cu frică am ieșit repede de acolo, că mi-era frică, rupe casa, rupe peretele să... Am ieșit și am rămas în continuare pe hol. Și de fapt am vrut să urc în pod, am urcat până la jumătatea scării și apa fiind foarte mare acolo în partea aia, zic, mă, rupe casa, rupe partea asta, rupe peretele să duce podul. Și atunci mă prind lemnele, mă lovesc, poate mai mari șanse am de supraviețuire să rămân pe hol. Am încercat să salvăm ce am putut salva, am încercat să anunțăm vecini, am încercat, au bătut clopotele, din păcate, în urma căderii stâlpilor, electricitatea au căzut, telefonia mobilă, telefonia, deci foarte, foarte greu am putut colabora. A fost dezastru mare, ferească Dumnezeu. Eu numai n-am murit, mi s-a făcut rău când am văzut așa ceva, așa merea mașinile pe vale. Am crezut odată că a fost un jeep. Mă gândesc că poți să băga cineva să-l spele. După când am văzut valea, tulai, Doamne, ce m-a speriat. Mi-a dus lemnele de foc. Când a văzut că apele învolburate urcă până la etajul 1 al casei, Valeria Oneț a crezut că apa îi va aduce sfârșitul. Încă am pus mâinile în piept și am zis, Doamne, dacă crezi că merit, salvează-mi viața. Și... Bine, că în mintea mea erau multe, multe treceau prin minte. Sincer vă spun, chiar mă vedeam și murind, mă vedeam în apă. Zic, ce se întâmplă? Mă nec, mă lovește un bolovan, mă lovește un len. Acum, ce-o vrea Dumnezeu, ce-o fi? Numai să nu dureze, să termine cât mai repede. Vedeam și luată partea de casă. Oare chiar să trăiesc și asemenea momente, să văd apa trecând pe sub piciorul meu. În urma acestui necaz
am rămas cu o frică de apă, de ploaie. De fiecare dată când văd că cerul se înorează, sunt panicată. Nu știu la ce să mă aștept. Tot timpul am această frică că se va repeta ceea ce am pățit noi. O fozua, când era noaptea, era paișa mare, ca pe atunci nu mai știam care încă tot, dar dacă o fozua, vașele au stat care unii au apucat la hotar. Nu au mai venit acasă până s-au așezat apele, că nu au mai putut trece. Stăcea la câțiva paișa ani, le-au venit și le mai lua valea, dar numai dimineața au putut trece pe acolo câtă prund. Dar astea nu au mai putut veni după grăcă. Am sunat la 112, mi-a răspuns o doamnă, zice, a sunat mai multă lume, vă aud jandarmii, vă aud pompierii, dar au plecat echipajele, dar nu se poate înainta. E foarte multă apă. Vine apă multă pe vale și nu se poate intra, nu se poate ajunge la dumneavoastră. Da, am stat acolo și am așteptat. Ploile extreme căzute peste Ocoliș au inundat 10 de case, au distrus drumurile și pădurile, iar rețelele de electricitate au fost avariate. Localnicii povestesc cu greu despre momentele șocante prin care au trecut și spun că doar o minune dumnezeiască a făcut ca nimeni să nu își piardă viața. În urma viitorii care s-a produs în 15 ani, s-au produs pagube foarte, foarte mari, adică de neînchipuit. Adică, gândiți-vă că la recordul istoric, nici măcar proiectanții care au proiectat podurile, care au proiectat drumurile, n-au putut prevedea așa cantitate de apă care a căzut într-un termen așa de scurt. Am pierdut foarte multe. Am pierdut locuința în care noi stăteam, bucătăria de vară, am pierdut camera în care locuiam, șură, poiată, cotețe de porci, plus tot ce am avut în casă, electrocasnice, mobilă, nimic, nu s-a mai putut recupera. Au fost afectate aproape 100 de gospodării, din care 10, 11, 12 case distruse, plus bucătării, garaje, 18 mașini duse, tractoare, infrastructura care am avut-o, rutieră, inclusiv apa potabilă la pământ. Deci vă dați seama că practic am rămas ca după un bombardament, efectiv, n-am mai avut nimic. Ca după potop am rămas. Și așa ceva nu s-a întâmplat aici la noi la Ocoliș. Niciodată? Nu. Am 72 de ani, dar n-am văzut așa ceva. Apa mi-a învălit în casă. Apa mi-a luat lemnele. Apa mi-a luat liniștea. A venit apa pe la toți vecinii pe aici. Aici la ăsta au mai fost câteva mașini lăsate de oameni care s-au tras de ploaie aici în locația asta. Un bufet este. O venit apă, au luat mașinile, le-au dus, o remorcă ce am avut eu aici, unei mașina asta mare și aia mi-a dus-o. Și au rămas oameni blocați aici înăuntru, de nu mai putut să intre nimeni la ei, până înspre seară, târziu. Când era mai mică, pârâul care a făcut prăpăd acum s-a mai umflat, a mai ieșit, dar niciodată să dărâme case și să facă atâta pagubă, niciodată. Cât a durat totul? Nu pot să vă spun că de spaimă și nu-mi dau seama exact cât a durat dezastru. Nu pot. Apa și-a schimbat total cursul, s-a colmatat toate podurile, aproape toate podurile care au existat pe cursul ei și atunci au intrat prin curțile oamenilor, au intrat peste tot. Dacă chiar în spatele nostru ați vedea și o casă care e afectată, apa curs aici pe drum, avea 1,5 metri, 2 metri, aici se produce o viitură foarte rapidă, având în vedere diferențele de nivel, deci nu se poate interveni în timpul viiturii pentru că ești luat efectiv de apă. Nu ai alte capacități să mergi cu barca, să mergi cu asta. Fiind vorba de o viitură foarte rapidă, nici forțele de intervenție care au fost prezente, gen ISU, jandarmerie, armată, care au venit la acord de prim ajutor la persoanele afectate, nu au putut interveni, nu s-au putut intra aici până nu s-a retras efectiv apa. Salvarea casei a fost nucului vecinul. Vecinul aici, la mijlocul grădinii, avea un nuc mare și cât a fost de mare, nucul l-a săltat, l-a adus și l-a pus în colțul casei. Și mie îmi face impresia că nucul
a ajutat foarte mult, devind apa. Deci am împins apa încolo și după nuc a început să se depună. Când se norează, numai era frică că iară vine potopul pe noi. Vacile ne-au fost la câmp și n-am putut mere seara. Și cu jiței încii și vacile până apă, fugea pe lângă gat în sus și răjeau când am mers în hauză. Deci era mai mare mila sau în sus jiței și vacile. Că nu le-am mai putut aduce acasă, că drumul pe Crăcă l-a distrus complet. Am stat, am văzut urmele dezastrului și am plâns. Ce era să facem? Din păcate, asigurare nu am avut. Asta să fie o învățătură de minte pentru toată lumea. Fiind vorba de o viitură foarte rapidă, nici forțele de intervenție care au fost prezente, gen ISU, jandarmerie, armată, care au venit la să acorde primul ajutor la persoanele afectate, nu au putut interveni, nu s-au putut intra aici până nu s-a retras efectiv apa. Au stat la intrare în comună, efectiv nu s-a putut veni decât numai în jurul orei 9 seara, când s-a venit pe versant, scrie către armată, în care s-au evacuat niște persoane, s-a dus o femeie gravidă la spital, care se pregătea să nască, deci s-a produs, practic, s-a acordat primul ajutor în cazul de... din astfel de catastrofe. Păi, pagube, aici acasă, toată partea de jos la clădire, la casă, ce am avut, mobilă, tot ce are omul acolo, toate le-au luat apa, că-ți dau o cameră jos, într-o parte. Au mandat o mobilă, dintr-o cameră au dus-o în aia, la altă, dintr-altă cameră au mutat-o într-altă parte. Plus pivnița și încă o cameră unea încălzirea centrală și astea și alea tot au fost distruse. Apa, așa, au mai fost 20 de centimetri până la tavan. Că au spart geamurile și au ieșit pe geamuri apa. S-a retrasă toată apa, s-a golit apa din hol, a rămas un strat de enamol, e vreo 30 de centimetri în hol. Plouat, cred că ceva rupere de nori a fost aici, în partea asta, la Vulturese, cum îi zicem noi, acolo sus. Vulturesele și cheile Runcului, aici au plouat mai tare. Ce am avut noroc că nu ploua și înspre munte, înspre locurile noastre, valea merge până acolo sus, la Băișoara. Dacă ploua și bazinul ăla de la Băișoara în jos, înspre Ocoliș, atunci cred că era dezastru mare, mai mare. Ce-a fost acum, dar poate era dus jumate satul sau mai mult. În jur au luat tot. Tot ce... Atât casa a rămas. Acolo era o magazie pentru lemne, era bucătărie, erau două camere care nu erau terminate încă, dar le foloseam. Pe urmă a fost garajul, dincolo erau cotețe pentru porci, grajd, aveam păsări, 20 de găini, 33 de pui, 10 iepurași. Acolo avem o Corsa, un Opel, care e distrus, era în garaj. L-a luat, l-a dus, distrus. Jeepul care se vede acolo a fost dus iară departe și nu, mai trebuie lucrat la el. Motorul încă a reușit să-l facă, merge, dar încă mai trebuie lucrat la el. Și pe urmă Duba, iară, a fost dusă, s-a refăcut și mai avem încă una acolo jos. Aia încă nu a fost scoasă, undeva prin porumb la cineva, am înțeles că e aruncată. Deci patru mașini toate au fost luate. No, unele s-au recuperat, Duba chiar merge, dar alealte mai trebuie. Au fost afectate 110 gospodării, din care 22 de case afectate. Pe parcurs, nu numai datorită viiturii, mai avem și alunecări de teren, datorită căderii mari de apă, s-au mai afectat încă două, trei case cu urma alunecării de teren. Hai că mergem acasă. Hai. Eram singură, n-aveam la cine să mai apelez așa și să, decât la bunul Dumnezeu. Cum necazul nu vine niciodată singur. Dezastrul s-a abătut a doua oară peste Ocoliș, iar comuna a fost din nou înnecată de ploi și viituri. Din unele case au rămas doar acoperișurile, iar pe drumurile rupte de șuvoaie, abia se mai putea merge. După viituri, da, după ce s-au retras apele, și a doua tură de apă, că în 20 iulie atunci am mai avut o tură de apă. Încă plină casa iară de nămol și de minuni. Altă tură de băieți, de pompieri și armată, au venit și ne-au ajutat, am scos nămolul afară de acolo și apa. Au venit
pompierii și armata au fost. Ieri am reușit să curățăm și baia Nămolul din de la subsol de acolo. A fost totul chiar foarte bine curat și ne bucuram că am reușit să facem măcar această treabă. Iar peste noapte a venit din nou vitura. Din nou suntem afectați ca și în prima zi când a venit joi după masă. Ce s-a întâmplat? A venit doar apa? Da, a venit apa la 5 fără ce au venit. Astea ieri erau în picioare. Și acum deja încă mirosul de nămol din casă încă nu a ieșit. Și păreță până la un metru și ceva așa, îs tot umez. Tot fac foc acum înăuntru în casă, dar nu, parcă degeaba. Faceți focul ca să mai uscați? Să se usuce păreță, da. Ca să-i pot... Dar de pot să mai locuiesc chiar. Nu știu, eu așa sper. Păi nu știu dacă o mai putea locui în ea. Din păcate, atunci s-a pus o viitură care a bătut recordul din România de când s-a măsurat. Gândiți-vă că pe un hectar a căzut 2 milioane de litri de apă, pe un hectar. Și dacă gândiți-vă că a fost cam pe 4.000 de hectare, calculăm pe 2 milioane de litri, să este 1 miliard de litri de apă aproape căzut în timpul ăsta scurt. Cum vă simțiți? S-a fie acum. V-a speriat când ați văzut apa? Am mai văzut așa ceva. Mașina acolo până s-a tras apa. Atât a fost de mare. A venit dintr-o dată? Dintr-o dată a venit, 5 minute a fost plin. Deocamdată parterul nu se folosește. Pentru că acolo tot e distrus. Și aici încă am început să mai facem foc în sobă. Și parcă au început să se usuce pereții, să tragă apa, dar e aici camera asta pe colț, aici încă iud peretele, la un metru încă iud peretele, e umezeală. Oamenii zic că odată la 70, la 100 de ani sunt asemenea evenimente, dar cu schimbările climatice parcă n-am încredere și nu cred că s-ar putea să mai dureze încă 70-100 de ani ca să se repete. Și de asta noi am făcut zidul ăsta de consolidare aici în spatele casei, deci tot ca să protejăm casa și acolo, după părerea mea, ar trebui făcut un zid, un dig puternic cu piatră, cu beton. Deci, deocamdată, eu, cel puțin, părerea mea asta e. S-a făcut provizoriu ca să poată circula. Dar ca să fim în siguranță, cred că ar trebui făcut un zid și dig întărit cu beton, ca să fie rezistență. Altfel, acolo face curbă apa și cantitate mare nu mai face curbă, că o ia direct. După viitură, bineînțeles, toate instituțiile statului care au fost implicate au ajutat și inclusiv la distribuirea de alimente și la scosul molozului din casă de la oameni, nămolului și apa și cu pompe. Vă dați seama, în situații de genul ăsta este foarte mult de muncă și e nevoie de sprijin, mai ales că oamenii, populația de aici e îmbătrânită și erau și afectați mental, efectiv, după inundații. Erau destul de oameni, erau distruși din punctul ăsta de vedere. Păi după cum am discutat și cu soțul, zice că așa, în jur la 30.000 de euro. A fost pagubă. Pagubă. În urma inundațiilor a venit o echipă ISU care a făcut evaluarea și în urma evaluării am primit 7.000 de lei. Sumă infimă față de pagubele pe care noi le-am suferit. Doar electrocasnicele dintr-o casă și costă destul. În afară de locuința distrusă, toate gardurile au fost luate de apă, care trebuie, bineînțeles, refăcute și care costă. Mai ales în ziua de azi, când toate materialele de construcții sunt foarte scumpe, s-au scumpit foarte mult. Aici trebuie să-mi refac chiar subzidirea la casă,
deja a fost afectată. Apa a fost până undeva aici, mai sus de conductele astea. Acum am terminat aici partea asta de izolat și trebuie să pun iară pământul înapoi. Pe urmă, mai am la interior, dar acolo trebuie să aștept până după iarnă sau nu știu, până ce să usucă zidurile la casă. Trebuie să intru să scot lemnele astea afară, materialele. De aici și pe urmă trebuie introdus pământul la loc aici. Nu, capăi. Dar aia într-altă zi. Că e obositor așa în fiecare zi, tot în șantier, în șantier, e greu. Și numai cam doi băieți, trei am fost. E greu că nu prea găsești oameni de să lucre. Și eu nu am decât o pensie de bugetar, în urma faptului că am fost învățătoare 42 de ani. Soțul lucrează muncitor în cariera de piatră de aici, de la noi, din sat. Și a depus actele de pensie, așteaptă și el decizia de pensie. Pomii pe care am plantat, am ținut la ei, au crescut sub ochii noștri și au fost răniți și de ceea ce s-a întâmplat. Unii și alții și cu utilajele când s-a lucrat, că lucrând pe lângă pom, vrând nevrând, oricât ar încerca omul să-l protejeze, tot îl atinge. Și într-adevăr au avut răni puternice și atunci am zis să oarecum să apropiu, să-l protejez, să apropiu scoarța de lemn și să-l leg, să poate reușesc să-l salvez. Și așa am doi, trei am pe care i-am bandajat. Am primit de la primăria Ciugud materiale ca să ne putem renova acolo jos, unde să putem să ne amenajăm o bucătărie, materiale care așa. Am primit geamurile, ușile, am primit o canapea, o masă, strictul necesar ca să putem să ne mutăm. După inundațiile din primăvară, care au avut loc în special între cele trei comune din Munții Apuseni, respectiv Comuna Ocoliș, Roșia Montană și Sohodol, la nivelul filialei județene a Asociației Comunelor din România, am luat decizia să lansăm apelul sau proiectul Adoptă o casă din zonele inundate. Am văzut că acest proiect a prins contur și atunci l-am lansat și la nivel național. Mulțumesc primăriei Ciugud, care a rezonat cu suferința noastră și imediat după inundații, domnul primar, doamna viceprimar au fost prezenți de două ori la noi în curte și ne-au ajutat substanțial, pot să zic, ca să putem să reintrăm și noi într-o viață normală. În felul acesta, noi, Comuna Ciugud, am ajuns la familia Gălbează și îmi place nespus de mult, deși este un context neplăcut, că am ajuns la un dascăl. La un dascăl care, cumva, de-a lungul vieții a educat generații și că am reușit, prin eforturile tuturor cetățenilor din comuna noastră, să aducem o oază de bucurie în sufletul familiei respective, să le arătăm că răsăritul se poate vedea chiar și după un cer înnorat. Nu ne știau, că n-aveam de unde să ne știm. Pur și simplu, probabil au fost la primărie și domnul primar i-o direcționa spre noi. Deci nu știu cum ne-au ales pe noi, dar am fost printre cei norocoși, putem spune, că au venit la noi și ne-au ajutat. Când mai tună tare și plouă, numai iară să cam pregătesc și să văd unde să ne retragem, că nu e sigur niciodată, că apa, când vine tare, una, două, trece peste digul ăsta ce este, încă nu s-a putut face cum trebuie digul de susținere, de baraj la apă. Suntem tot așa, în dilemă, când plouă, cam gata de plecat, iară. Ăsta nu mai susține digul ăsta nici la o ploaie așa,
nu prea torențială, dar nu, că spală apa, e numai balastru gol. Am în față procesul verbal privind constatarea pagului și evaluarea pagului produse în urma fenomenelor hidrologice periculoase și inundații înregistrate în 15.07.2021 pe raza Ateo Coliș. Eu personal am avut obiecții vis-a-vis de modul cum au fost evaluate anumite obiective, având în vedere că sunt foarte multe obiective subevaluate, iar refacerea lor implică mult mai mulți bani și mult mai multe costuri. În 2018 am făcut două poduri pe drumul comunal prin Programul Național de Dezvoltare Locală, care au costat undeva la 850.000 de lei cu TVA cu tot, iar acum ei mi-au evaluat un pod asemănător cu 300.000 de lei. Deci vă dați seama că din punct de vedere a construcției podului e aproape imposibil să faci un pod cu 300.000 de lei. De aceeași calitate, de aceeași standard. S-au evaluat casele la 11-12.000 de lei, valoare impozabilă. Nu cred că o casă în momentul de față poate să se poate construi cu 11-12.000 de lei, când cu 11-12.000 de lei nu cred că poți să mobilezi o baie. Să nu mai vorbim de o casă. Iar până astăzi, Guvernul României a alocat suma de 3.281.000 de lei, alocat din fondul de rezervă a Guvernului pentru refacerea infrastructurii. Vă dați seama, din 21, 3.200.000 și așa sub evaluație ce înseamnă pentru comuna noastră. A plouat și foarte mult și acolo sus este o platformă mare care numai stâncă, goală, nu are vegetație pe ea. Puțină, foarte iarbă sau foarte puțină vegetație, pom și pădure nu are pe ea. Cert e că o grămadă de oameni au fost nemulțumiți, având în vedere că la viitor a avut pagube mai mari decât la prima, pentru că albe deja era dusă, nu mai exista curs, nu mai exista drum, apa s-a dus practic unde o vrutea. O plecat de sus așa, o venit în jos cu tot pământul, tot ce a fost bun și acolo, apa când plouă mult, deja își ia viteză. Dar de aici și până acolo sus are undeva la 100, poate 100 de metri diferență de cotă. Mai mare nu s-o pune, nu poți să vă închipuiți dacă nu vedeți. Dacă n-ai vedea, n-ai putea crede. N-ai putea crede atâta apă într-atâta de scurt timp. Dar am avut grădina acolo cu câte oară și cu tătul mi-a luat-o. Absolut nimic, nici o șapă, nimic n-avem. Dar ne-a mânat. Ne-a stupat grădina din zarzavaturi. Am păstrat un bolovan. A fost adus de viitură, lăsat acolo, lateral, aproape de casă, lateral, și am zis că ăsta să-l păstrăm. Ca amintire, nu e o amintire chiar plăcută, dar totuși vorbește despre evenimentele din 15 iulie 2021. Foarte mare, greu. N-a reușit să-l ridice utilajul care a lucrat aici, dar l-a rostogolit și rămâne aici. L-am fixat aici, rămâne aici. E o masă pentru viitor. Sincer, când îl văd, nu-mi vine să spun prea multe. E ca un fel de masă a tăcerii pentru noi. Deci luni aducem placa compactoare, da, am reușit să o închiriem și o să aducem aici pietriș, ce-i nevoie și de luni, dacă Dumnezeu ajută, începem acțiunea Dumnezeu, de ridicare. Vezi că dacă Dumnezeu ne ajută, le facem înapoi. Exact, sperăm să țină și vremea cu noi. Aici trebuie să-și bage drenul, că dacă nu, se infiltrează în casă. Apa a fost până la nivelul de primul nivel. Practic a fost tot, a intrat până sus, efectiv molul a fost până la tavan. Nu știu dacă a reușit să zugrăvească doamna. A reușit un pic să zugrăvească și să-și schimbe anumite lucruri. Asta e. Așa ceva n-am mai pomenit de când îs. Ploi, așa ploi puternice, nu. Nici eu și nici alți bătrâni au zis că mai ploua, dar să vie atâta apă în sat, nu a fost niciodată. Dezastrul rămas după inundațiile din localitatea Ocoliș din județul Alba a avut amploarea unui uragan. Localnicii au rămas în mintea și sufletul lor cu teama și panica producerii unor noi inundații. Ploile și vijeliile au distrus 3 case, iar peste 20 au fost grav avariate.
zeci de persoane au fost evacuate din fața apelor revărsate. Timp de 5 ore, peste ocoliș au căzut peste 270 de litri de precipitații pe metru pătrat. A fost un prim efect în România al aceluiași ciclon devastator care a provocat în Germania inundații de o violență nemaivăzută în ultimul secol, care au luat viața a peste 100 de persoane. Și în România vremea se schimbă de la an la an, de la o zi la alta. Noi regiuni sunt vizate de coduri roșii, de inundații și de furtun. Ați auzit de încălzirea globală și de schimbarea vremii, nu? Aia am auzit, dar pe aia nu-i la noi, că e în Antarctica sau unde se topește gheața și de acolo vine. Schimbări de vreme? Sunt, că s-a schimbat clima și tot e bine schimbat. Anotimpurile astea deja sunt date peste cap.